Sărbătorile praznic al nașterii Domnului constituie pentru poporul român prilej de manifestarea unor datini și obiceiuri de o mare bogăție duhovnicească. De aici, de la malurile Dunării și până în vârfurile munților Carpat, de la un capăt la altul al țării noastre, colindele vestesc cu demnitate și duioșie într-o formă populară. Minunea venirii Dumnezeu! Aceste colinde înveșmântează lumea și omul în taina Domnului după Hristos Dumnezeu. Una dintre expresiile cele mai vii ale modului în care poporul român a teologisit și cântat poetic taina iubirii lui Dumnezeu se regăsește în colinde. Preasfinția voastră, preacuvioșii și preacucernici părinți, stimați oaspeți, Maria Alexandra Popa și Ecaterina Popa, vă spun bună seara și bine ați venit la concertul tradițional de colinde, Noaptea Sfântă de Crăciun. Concertul din această seară vă aduce în fața dumneavoastră următoarele formații corale. Corala Harfa Dunării, a Catedralei Episcopale din Giurgiu, dirijor, domnul profesor Dr. Gheorghe Nicescu. Corala de fete Vlășiceana, a Colegiului Național Ion Maiorescu, în municipiul Giurgiu, coordonată de doamna profesor Carmen Mihaela Veceacă. Corul Seminarului Teologic Teofis Patriarhul din Giurgiu, grijat de părintele profesor Andrei Petrache, Corala Gabriel Trubănescu, a Profesoriei Monitorului, dirijată de părintele profesor Andrei Petrache, Corala Preoților, pe tine Dumnezeu de te lăudăm, dirijată de părintele profesor Gheorghe Sebastian Grigorescu. Pe lângă aceste grupuri corale pe care le-am amintit, v-am mai pregătit și câteva surprize a căror taină o vom dezvălui la momentul potrivit. Rămâneți așadar cu noi pentru a primi în această seară cele mai frumoase cântări ale Crăciunului. Prima formație corală din concertul tradițional de colinde, Noapte Sfântă de Crăciun, este Harfa Dunării. Formată din profesori de muzică de la Școala Națională de Arte din Stoccarda și de la alte unități de învățământ din Giurgiu. Această corală a luat ființă în anul 1979. Dar inițiativa domnului profesor Gheorghe Nicescu, care este și directorul acestei. Vom asculta O ce veste minunată, trei păstori, domnul Sfânt de Tiberiu Predicianu, ades fidel de John Francis Wade, solistă Liliana Catania. Oh,
ne va lăsa primările pe care le va interpreta, că ele rămână din erezi prea prea concătătură istorie. Cunoscuta și prostețimea spirituală a părinților, îmbirestează sufletul uman, făcându-l veșnic, tânăr și plin de bucurie. Așadar, vom asculta, deschide ușa creștine, toată ușa creștinească și părinților românești. Ai Crăciune, ai Stăpânele lui Doamne,
Să aduci bucurie în lume, Domnului Doamne, Domnului Doamne, în veșnicul Dumnezeu, Domnului Doamne, Domnului Doamne, m-a trimis pe Fiul Său, Domnului Doamne, Domnului Doamne, să se nască în Vitleiem, Domnului Doamne, Domnului Doamne, precum prorocit avem, Domnului Doamne, Domnului Doamne, și s-a născut pe pământ, Domnului Doamne, Domnului Doamne, astăzi Mesia cel Sfânt, Domnului Doamne, Domnului Doamne, pruncul cel prea luminat, Domnului Doamne, Domnului Doamne, toți cu drag l-am așteptat, Domnului Doamne, Domnului Doamne, și la toți cu bucurie, Domnului Doamne, Domnului Doamne, nașterea lui să ne fie, Domnului Doamne, Domnului Doamne, de acum până în vecie, Domnului Doamne, Domnului Doamne, amin, Doamne, slavă ție. Au devenit biserică, peșteră din Betleem, transformată.
format în sălaș primitor pentru cer, casă de oaspeți în care pruncul este primit de magii înțelepți. Pruncul Șarca a luat ființă în anul 2007. Pentru mare, doamne Carmen Mihaela Pețanca, profesoara de muzică la Colegiul Național de Numai Vreți, din Giurgiu. Este un cor de voce egale, din componența căruia fac face eleve din clasele 5-12. Repertoriul abordat de acest cor este bogat și divers, cuprinzând cântece și colinde specifice sărbătorilor de iarnă, colinde pascale, cântece religioase, lucrări de factură cultă, prelucrări folclorice. De-a lungul anilor a participat la diferite manifestări cu caracter local și național. Doamnelor și domnilor, Corala de Fete Vlășceanca a Colegiului Național Ion Maiorescu din municipiul Giurgiu, coordonată de doamna profesoară Carmen Mihaela Pețanca, va interpreta colinde. După dachim colindă, pe cărarea, sus boieri nu mai dormiți și dă-ne gazdă colegii. Linda.
picurelele lui Domn și Domn din cer, pe sub toate streșinelele lui Domn și Domn din cer. Streșina cu busuiocle lui Domn și Domn din cer, te băurăm de noroc, le lui Domn și Domn din cer. Fă-ți frumoșa-ți băcolindă, le lui Domn și Domn din cer, să ne dea spamă din grindă, le lui Domn și Domn din cer. Scoală cei de greu curat, le lui Domn și Domn din cer, să trăiți v-am colindat, le lui Domn și Domn din cer, să trăiți v-am colindat, le lui Domn și Domn din cer. Este foarte interesant când dați figurarea sufletului uman atunci când ascultă colinde biserică, în fața casei, în sala de concert. Aceste locuri devenind Betleem, locul de întâlnire între om și Dumnezeu, între cei ce așteaptă mântuirea și cei ce venea să mântuiască. O întâlnire totală, de plină, de sus în jos, de jos în sus, din toate laturile. Venisa Mieroaie este elevă în clasa a treia la Colegiul Național de Artă din Ulipati, din București, unde studiază vioară. Cântă de la vârsta de 3 ani și a luat numeroase premii la concerturi și festivaluri din țară și din străinătate. Va interpreta colindul Măruț Margaritar, Măruț Margaritar, colind popular. Ilona Andreea Mieroaie, sora ei mai mare, este eleva clasei a 10-a la Colegiul Național de Artă din Ulipati, din București. Studiază muzica populară. Este absolventa Școlii Populare de Artă din București, secția Canto Popular. Cântă la NAE în Orchestra Ciocuria Junior și are numeroase apariții TV. A susținut spectacole în străinătate, în țări precum Statele Unite ale Americii, Germania, Italia, Spania, Serbia, Republica Moldova. De asemenea, are numeroase premii naționale și internaționale. Va interpreta colindul Sub fereastră la un bun. Dar
trădăritat de frumosului. Să fii gata, să la toată mără, mărgărită, am plecat la altă casă. Și la nu când veni mără, mărgărită, mai bogat să mă Colinele sunt ecoul popular și artistic.
al cântăreților bisericești liturgice. În colindă se întâlnește, sub auspiciile lui Moș Crăciun, copilul din ființa umană și pruncul Hristos. În atmosfera colindelor, sufletul nostru vibrează de dorul veșniciei, pentru că Dumnezeu a intrat în timpul omului cu dorința ca omul să intre în veșnicia împărăției lui Dumnezeu. În continuare, va da glas colindului sfânt și bun, corului seminarului teologic, Teofis Patriarhul din Giurgiu, înființat în anul 1996 de inițiativa și cu binecuvântarea Brehingului de pomenire Părinte Patriarhul Teofis. Această instituție de învățământ s-a evidențiat constant prin rezultatele de excepție obținute de elevii săi la Olimpiadele Naționale. Aici, în străvechea cetate creștină a Giurgiului, seminarul teologic Teofis Patriarhul dovedește duh apostolic și bisericesc, deschidere spre tradiții și actualitate în același timp. Doamnelor și domnilor, corul seminarului teologic Teofis Patriarhul, condus de părintele profesor Andrei Petrache, va interpreta colindă. Vin colindătorii, la toată casa ilumină și dați drumul la cer. Vin colindătorii, cum veneau odată,
să-mi sfințească, Doamne, demnița săracă și s-o scoată bunul de sub promoroacă. Și să mai aducă, Doamne, pentru noi, pentru osândiții, flămânzii și goi, aburul din pâinea pe care o visăm, care ne încălzește când toți o gustăm. Pâinea sfântă în care, Doamne, Tu te frângi și aghiazma în care lacrimile strângi. Un amnar să aducă dintr-o stea mai mare, să ne încălzească lațul la picioare. Și discute celul în care ai sta legat, să ne aducă, Doamne, bundă de iernar. Leruiler, leruiler și iar leruiler, Tu mă iartă, Doamne, pentru câte șer. Dar în deznădejdea în care suntem noi, sfinții înșiși, Doamne, ar avea nevoi. Și ți-ar face în taină rugăciune înaltă, prin pruncul din iesne și cea prea curată. Lerui, Doamne, ler și iar lerui, ler. Vin colindătorii, dați drumul la cer. Și poporul grec are colindată cu obicei străvechi. Copiii merg din casă în casă, bat la porți și la uși și întreabă. Nata cume, adică să zicem? Dacă gazda răspunde afirmativ, copiii încep să cânte colinde. La final sunt răsplătiți cu dare, prăjituri tradiționale și mai nou va. Iar ei răstesc câteva fraze de mulțumire și de binecuvântare ca la mulți ani, un an cu belșug și sănătate, un an bun. Oamenii își deschid casele ca să primească vestea nașterii Domnului, să primească urări de belșug, pace și sănătate, primind și oferind bucurii. După cum observăm, și la noi, colindele păstrează specificul zonei care le-a creat. La greci, pe lângă colindele specifice fiecărei zone, întâlnim colinde cântate în limba greacă veche, arheva, sau în catarevusa, subliniind astfel originile străveche ale acestui obicei încă din perioada bizantină. Astăzi, vom asculta două colinde grecești tradiționale, primul din insula Chios sau Chios. Chios e o insulă foarte puțin cunoscută care se întinde în partea de nord-est a Mării Egee. Iar al doilea colind este din insula Italia, insula Flavia, în zona central-estică a Mării Egee. Astfel, ca urmare a strădanilor depuse la orele de limba greacă, ce au loc la seminarul nostru teologic, elevii seminariști alături de copiii părintului profesor Nicolae Barbu, Lucas și Teodora, ne vor prezenta aceste două frumoase colinde. Calis perizo fenota sa era vidomenon. Calis perizo fenota sa era vidomenon. Apta prismena chimata, chilio tragudisme. Am tot ospitit purtame, Petra Navira Ghisi. S-am tot ospitit purtame, Petra Navira Ghisi. Chionico Chiristus Dicu, Cronia Polana Sisi. Chionico Αγέμου βασιλακίμου και αγέμου Νικόλα. Αγέμου βασιλακίμου και αγέμου Νικόλα. Προστάτε παιδούς ναυτικού στην ώρα του κύκλωνα. Προστάτε παιδούς ναυτικού στην ώρα του κύκλωνα. Χρόνια πολλά να είστε καλά και εσείς και οι δικοί σας. Χρόνια πολλά να είστε καλά και εσείς
na tune ta se na kiasa, koli na tiki sa. Se olusa se pomaste, agapirinigia. Se olusa se pomaste, agapirinigia. Kalikapia kamogelo, ketia eplogia. Kalikapia Yeah.
În decursul istoriei noastre, colindele s-au transmis prin viu grai, ele fiind consemnate în scris și notate muzical mult mai târziu, îndeoseb pe filele cărților de stradă, pe ceasloave și minere, dar strânse și în colecții de colinde și predate de preotul satului sau gaspării de biserici. Doamnelor și domnilor, pentru a opta oară la concertul tradițional de colinde al episcopiei noastre, este prezentă corarea preotească Gavril Drugănescu, a protoieriei Bolintin. Condusă de părintele profesor Andrei Petrache, această formație corală a luat ființă în anul 2013, la inițiativa preasfințitului părinte Ambrozie, episcopul nostru. În continuare, vom asculta. Bună dimineața la Moș Ajun, Îngerul păstorilor a strigat, Mare minune de Gheorghe Cucu, Legănerul lui Iisus și Gazde mari nu mai dormiți. Bună dimineața, Moș Ajun, Moș Ajun. Bună dimineața!
Sermon Nicolae Popa, directorul seminarului teologic Teofis Patriarhe din Giurgiu. Are 18 ani, a studiat la Școala Gimnazială de Artă Victor Carpus din județul Giurgiu și a obținut numeroase premii la concursuri și Olimpiada Națională de Muzică Instrumentală, la oboi, secțiunea, instrumente de suflare. De 8 ani studiază muzica ușoară și cu vocea ei deosebită a strălucit la multe festivaluri de muzică ușoară, naționale și internaționale, obținând premii și trofee atât în țară cât și în străinătate. În anul 2018 a fost finalista ediției a doua a Vocii României Junior. Doamnelor și domnilor, Maria Alexandra Popa va interpreta Colind Urban și Steagul Real, acompaniament la chitară Mario Popescu. Afară-i nori și în ora, Crăciunul iarăși l-am ratat. Și nu-i nici cer, nu-i nici zăpadă, mai bine mă duceam în grabă undeva într-un sat. Colindătorii stot mai rar, nu am nici bună, nici nu au căciuli pe frunte, nu știu nici versul la mine. S-a dus adiția în pământ, se-ntorc creștini în mormânt. Păi câtă ignoranță zace noi, cu gândul la
zorile de albe, iar pe lume staburi albe. Mă rog, lumina minunilor, în amintirea străbunilor, mă rog, nădejdile omului, de echilibrul atomului. Florile, florile d'albe, iar pe lume staburi albe. Florile, florile d'albe, iar pe lume staburi albe. Mă rog, putința mătușilor, contravenirii cenușilor, mă rog, blândețea din flaute, un happy end să ne caute. Florile, florile d'albe, iar pe lume staburi albe. Florile, florile d'albe, iar pe lume staburi albe. Fulgere, să ne ferim de distrugere. Mă rog, puterea cuvântului, de sănătatea pământului. Florile, florile d'albe, iar pe lume staburi albe. Florile, florile d'albe, iar pe lume mulțumim din suflet! Prin mesajul lor, colindele cultivă sufletele noastre cu sămânța cea bună, dragostea, bunătatea, cinstea, pacea, smerenia, eroismul și prietenia. Toate acestea izvorăsc în iubirea nemărginită a lui Dumnezeu. Ele sunt icoanele sufletului românesc creștin botezat, în cristelința Sfântului Apostol Andrei și cununat cu ruga și jertfa bisericii străbune. Formația corală care va încheia această ediție a concertului tradițional de colindă anului 2021 este corala preoților Episcopiei Giurgiului Pe tine, Dumnezeule, te lăudăm. Condusă de către părintele profesor George Sebastian Grigorescu, corala a luat ființă în anul 2007 la inițiativa preasfințitului părinte Ambrozie, episcopul nostru. În această seară, corala preoților eparhiei noastre ne va arăta prin colindele pe care le va interpreta că această minune a întrupării Domnului este mereu actuală. Vom asculta așadar. Dictic alcătuit din colindele Șefii, colind ucrainean și ler-ler de Gabriel Popescu, solist părintele Marius Sulescu, Iisus bine ai venit colind Sardi, solist și arhidiacon Daniel Vlădoi, diacon Robert Bratu și Vlădus Popa, profesor la Seminarul Teologic din Giurgiu, Noapte de Crăciun de preot Ion Popescu Runcu, plugușorul de Maxim Vasiliu și Bună dimineața de Gheorghe Dan. Thank you.
Să ne
Ziurile de zi, zeci mă frumos, Domnului, ziurile de zi.
Să
emoțiile dumneavoastră, atât ale copiilor, cât și ale preoteselor. Și mă bucur în mod deosebit că suntem astăzi seară în Sfânta noastră Catedrală. Nu știu pe cine ar trebui, înainte de toate, să salut și să le mulțumesc deopotrivă celor care au cântat astăzi. Aș începe cu Harfa Dunării, dirijată de domnul profesor Gheorghe Nițescu. Într-adevăr, sunt profesioniștii orașului nostru, pentru că o compun adevărate personalități, profesori și profesoare de la Școala de Muzică Victor Cartis din Giurgiu, pe care îi felicit și le mulțumesc totodată. De asemenea, doamnei profesoare Carmen Pețanca, cu domnișoarele de la Colegiul Maiorescu, care sunt deosebite, au niște voci încântătoare și niște toalete atât de frumoase, asezonate cu sărbătorile roșu și negru. Ne trimit culorile acestea la Stendhal. Am văzut că elevii de la Seminarul Teologic și anul acesta au fost foarte atenți la evoluția domnișoarelor de la Colegiul Maiorescu. Semn de bună anulare. De asemenea, mi-a plăcut în mod deosebit evoluția sau cânturile, cântecele doamnei preotese Alina Călin de la noua Catedrală Episcopală, alături de cei trei magi de la Răsărit, care au însoțit-o, de cei trei tineri. De asemenea, corurile, coralelor, atât cele de la Olimpii, care au cântat atât de frumos, am auzit o voce în spate care spunea ăsta de acord bărbătesc. A zis-o cu o voce bas-baritonală. Și desigur, corala condusă de părintele profesor Sebastian de aici, de la Giurgiu, mi-au plăcut în mod deosebit copiii care au cântat. Ioan Moisei, ajutat de fratele lui mai mare. Dar ce să mai spun, dacă am uitat pe cineva dintre cei care au cântat astăzi seară, aș vrea să vă spun că mi-a plăcut în mod deosebit, la urmă de tot, corul acesta mare pe care l-ați format cu toții preoții, preotesele, copiii, elevii seminariști. Elevii de la seminar, pentru că era să-i uit, i-am lăsat la urmă, dar nu sunt cei din urmă, au cântat foarte frumos sub bagheta părintelui profesor Andrei Petrache. Sunt copii foarte buni care promit foarte, foarte mult. Sunt din episcopia noastră. Sunt fii duhovnicești ai preoților, care le sunt și îndrumători și duhovnici. Am avut, sigur, două prezentatoare în seara aceasta, ca două zâne frumoase, foc. Bine, s-a uitat și ea mai în vârstă și mamele bucuroase, doamna profesoară Florica, care e foarte mândră de cei patru copii ai săi. S-a amintit că fetele sunt și anul acesta, și ca și în anii anteriori, că sunt fetele părintelui profesor Edmond Popa, de parcă le-a făcut singur. Sunt și fetele doamnei profesoare Florica Popa, cei patru copii minunați. Ați primit darul din partea Catedralei, a părinților consilieri de aici, a echipei mele care mă însoțește de la Centrul Eparhial, a protopopilor și a stareților, nu în ultimul rând. Pentru doamna profesoară, Carmen Pețanca, am acest buchet frumos de flori, dacă n-a plecat, dacă nu e să-l oferiți printre protopop Lucian și celălalt aranjament de flori pe care l-am primit de la un elev de la seminar. Astăzi este ziua unei preotese care a făcut trei copii deocamdată. Mădălina Petronela, Renat vrut să iasă la scenă deschisă aici, să primească felicitări din un coace. Mama de trei copii. Asta e o căciulă dacică. Astăzi este Sfântul Sebastian. Și părintelui arhidiacon Sebastian. Părinte Sebastian, apropie-te. Am văzut că ai avut galerie aici.
ai primit un dar, ține-te bine că ai tot ce trebuie. Felicitări, Sfinte Sebastia. Mai avem un Sebastian astăzi din Episcopie, pe consilierul nostru administrativ, care a primit darul și geanta lui. Părintelui Andrei Petrache, care de Sfântul Andrei a fost plecat în Sfântul Munte să se roage pentru noi. Același dar, ai acolo tot ce trebuie. Părintelui inspector de religie Daniel Necula, am văzut că a venit aici cu cei doi copii și cel mic mi-a trimis, cum se cheamă asta când o să trimită? El e Teodor, el e viitorul meu. Vicar să nu se supere stare, ce știa să stea la rând. El e Teodor și el va fi viitorul meu vicar. De acord, Teodore? Mulțumesc! Vă pup! Da, mi-a plăcut! Avem un consilier pe cultură aici, pe părintele cu copiii din Grecia, părintele Nicușor Barnu. N-a fost regăsit de Sfântul Nicolae de ziua lui, dar l-am prins astăzi cu nevasta, cu Ana și cu copiii. Felicitări! Aș cânta toată ziua. Felicitări! Părintele este nou preot de la Palanca, a făcut doctoratul în Grecia, a venit cu copiii și cu doamna preoteasă. Au venit în țară tot după vreo 15 ani. Să fiți sănătoși! Noi ne bucurăm de copiii frumoși ai Episcopiei, care sunt și copiii dumneavoastră, în primul rând, și sunt copiii noștri, fii și fiicele duhovnicești. Să aveți sărbători frumoase, să fiți sănătoși, Maica Doamna să vă protească și la mulți ani tuturor. Doamne ajută! Cultivă în sufletele noastre sămânța cea bună, credința, nădejdea, dragostea. Suntem foarte bucuroși că Colindul Sfânt și Bun a ajuns astăzi în sufletele credincioșilor care au pășit pragul catedralei istorice, adormirea Maicii Domnului din Giurgiu. În prezența preasfințitului Părinte Ambrozie, Episcopul Giurgiului, a părinților consilieri, părinților protopopi, am primit vestea nașterii Mântuitorului Iisus Hristos. Ne-am bucurat cu toții de coralele care ne-au încântat cu Colindul Sfânt și Bun, corala preoților Episcopiei Giurgiului, Prietenii Dumnezeului Te Lăudăm, corala Gavril Drugănescu, alături de harfa Dunării a Episcopiei, a Catedralei Episcopale, de asemenea, de la colegiul Ion Maiorescu a fost prezentă corala Vlășanca. Sfintele sărbători ale nașterii Mântuitorului Iisus Hristos și ale bobotezei să fie cu pace și cu bucurie în casele dumneavoastră, să veniți la Sfintele slujbe, care, iată, sunt atât de frumos rânduite în această perioadă, această perioadă de pregătire sufletească și trupească din postul Crăciunului, și să nu uităm că suntem creștini, să nu uităm să-L mărturisim pe Mântuitorul Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu, Domnul domnilor și Stăpânul stăpânilor. La mulți și binecuvântați ani, vă dorim din toată inima!